Diamante! 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 Am găsit diamante! Nu vine să cred că am găsit diamante! Am găsit deja diamante, cât de norocos suntem, oameni buni! Bună, toată lumea, eu sunt Feli și bine ați venit la Minecraft Survivor, episodul 4, în care vom explora de data asta biomul de gheață. Deoarece mulți dintre voi, de fapt, cred că toți dintre voi, unul, doi au spus să explorăm o mină și restul au spus să explorăm biomul de gheață, că putem să găsim aia, putem să găsim igluri, putem să găsim corabi, putem să găsim comori și mai știu eu ce. Așa că vom explora asta, vă aștept toate comenturile și cum eu o duc foarte rău cu mâncarea, deoarece momentan nu am, cum se spune, nu mi-a crescut nimic. Aia zic să mă, voi ați spus în fermător, câțiva dintre voi ați spus să merg aici în oșan, cam cât am mai oșanul, da, să mă fac așa ca să văd mai bine, așa și să mă duc aici la bază, da, și să-i dau una la planta asta, și așa, să mă duc sus după și să iau toate chelpurile astea. Cât să adunăm cât mai multe unde sunt și să le prăjesc. Și da, după ce le prăjesc, o să am mâncare. Nu este cea mai bună mâncare, chelpul, dar este o mâncare care este ieftină, este rapidă și totuși ar trebui să mai las una să crească. Nu am făcut bine, să nu faceți ca mine, deoarece nu o distrugeți chiar pe toată, mai lăsați puțin așa ca să mai crească. Uite, distrugeți așa de la jumate sau de cât vreți voi, mai lăsați ca să mai are ce să mai crească. Dacă o distrugi pe toată, nu cred că mai crește nimic în locul ei, dar dacă lași puțin, ea va crește în continuare. Acum să reușim să luăm cât mai mult chel, de preferat să luăm pe tot. Nu știu dacă îl mănâncă delfinii sau se joacă cu el sau nu știu ce, dar va trebui să luăm deoarece ne va ajuta ca să rezistăm. Până asta se va face, eu am să-mi fac o bărcuță și ne pregătim pentru biomul de gheață. Am să-mi pun majoritatea lucrurilor de valoare în niște cutii, deoarece e posibil să le pierd. Scopul nostru este să explorăm, dar cu grijă. Vom merge și la urși polari. Desigur, nu vreau să-i killerim, deoarece vrem să avem și noi o fermă de urși polari. Încă nu știu dacă urși polari rezistă. Mai kill pe acolo? Nu mai este. Nu știu dacă urșii polari rezistă aici, dacă îi aduc sau trebuie să aduc niște gheață. Vom vedea. Haide să mergem, să mergem. Așa. Să punem ceva la gătit. Ok, închidem ușa să nu vină nimeni. Și să punem chelp. Să-l împărțim în două și punem așa, împărțim și asta în două și punem așa. Și aici punem, luăm fierul și aici punem restul. Ok. Acum să mă gândesc ce să iau cu mine. Ce să iau cu mine? Păi avem nevoie de torțe, 22 sunt de ajuns. Chestia nu trebuie, pământ am să iau, dar am să iau 32, nu se știe când ai nevoie de pământ. Lopată, asta, cred că mă ajung sculele care le am, deși aș mai face totuși o lopățică, deoarece e posibil să găsim zăpadă și mie sincer chiar îmi place zăpada. De fapt, haide să ne mai facem un set de scule. Un set de scule, că nu se știe când se trebuiască sabia, s-ar putea să mă ajungă. A, da, haideți să ne facem, voi ați spus dintre voi că nu știți, unii dintre voi, cum se face scutul. Haideți să vă arăt cum se face scutul, dacă mai țin minte. Dacă nu, scutul trebuie să fie aici pe la weapons. Aș vrea să fac un scut, vedeți, shield, și ne vom face un scut, deoarece în caz de ne vom bate cu cineva, scutul ne va ajuta foarte, foarte mult. Avem niște somon aici, sugar cane nu-l las aici, bone meal, n-am știut că am. Asta o las în caz de găsesc lavă și restul le punem. Perfect, cred că ne ajung toate lucrurile. Avem bețele, totuși am să le iau cu mine, deoarece le putem face destul de ușor și poate o să ne trebuiască gampadurul las. Perfect, avem tot ce ne trebuie. Mâncare ne-ar trebui puțin mai multă, dar până atunci să fac o bărcuță. Am nevoie de puțin lemn. Haideți să luăm puțin lemn. Am uitat cum se face bărcuța, dar îmi amintesc imediat. S-ar putea să știu totuși. Distrug lemnul ăsta, copăcelul ăsta. Așa. Nu am să-l distrug pe tot, îmi ajunge lemn, nu cred. Nu am să-l distrug pe tot, deoarece vreau să mai iau mere și pentru asta va trebui să aștept până cade tot și eu vreau să plec la biomul de gheață. Să vedem cum facem, dacă pun asta așa. Mi se pare că așa este barca, nu mai știu. Da, așa este. Haideți să facem totuși două bărci, cam obicei o să mai pierd cât o barcă. Și totuși să luăm și astea cu noi, că cine știe la ce ne folosesc. Nu iau, poate găsim lucruri mai de valoare. Cam așa. Cu mâncarea, cred că va trebui să luăm câtă mâncare avem. Va trebui să ne ajungă, să mâncăm puțină. Perfect, închidem și plecăm de acasă. Sper să nu pățim ceva, sper să nu vină noaptea foarte, foarte curând. Că dacă vine noaptea va trebui să mă întorc. Deși ar trebui să-mi iau patul cu mine. Hai să-mi iau patul cu mine. Haideți să ne luăm patul cu noi. Deoarece dacă vine noaptea chiar nu vreau să o pățesc.
Pa, intru aici așa. Așa, luăm patul cu noi. Asta este căsuța noastră. Mai luăm ce mai rămas din kelp. Perfect, ne vom întoarce, desigur că aici avem mai multe lucruri, dar scopul nostru este să explorăm. Voi ați văzut foarte, foarte mult să explorăm biomul de gheață, așa că asta vom face în episodul de astăzi. Punem bărcuța și mergem în ea. Vreți să vedem urși polari? Mă plimba așa pe lângă ei, că nu știu ce vor face, nu știu dacă mă vor ataca. Par destul de cute, par a fi destul de mulți urși polari. Se pare că poți să și domesticezi, cum v-am spus, dar nu știu. Haideți să vedem, deci acolo este căsuța noastră, este destul de cute. Mă întreb dacă mă deranjează. E ceva acolo în apă, vedeți? E ceva acolo în apă. Acolo jos, ceva roșu. Ce este chestia aia de acolo albă? Ce este asta? Vreau să merg la asta și după aceea întoarcem la chestia aia din apă. Asta este ceva? Este zăpada asta? Chestia asta e ceva? Foarte mulți uși polari aici. Chestia asta nu-i nimica. Zăpadă putem să luăm. Am văzut ceva roșu în apă și vreau să merg să vedem despre ce este vorba, dar pentru asta trebuie să merg puțin pe gheață. Așa, să îmi distrugă corabia mea, corabia. Așa, să nu uit, deci acolo este căsuța noastră. Asta luăm puțină zăpadă. Să luăm asta cred că este zăpadă, nu sunt sigur. Da, e zăpadă. Haideți să luăm puțină zăpadă, dar nu foarte multă, că este aproape de noi totuși. Hai să facem puține blocuri de zăpadă. Așa. Aș vrea puțin să luăm zăpadă, poate ne facem ceva cu ea. Ia acolo ceva jos și vreau să merg. Nu prea stau, uite, începe să fie noapte. Nu prea stau foarte, foarte bine. Ce este acolo? Ia uite ce e aici. Sunt câteva chestii. Opa, e o lume întreagă. Haideți să mergem la suprafață. Și să ne pregătim să facem nani. Și după aceea mergem să explorăm mai mult. Deoarece e posibil să vină noaptea. Pot să pun patul pe asta, să fac nani. Pe gheață. Se poate! Se poate! Ce privește frumoasă avem! Chiar se poate! Jos este ceva fain de explorat, dar va trebui să-mi găsesc câteva cocobroscuțe. Deoarece nu prea stau bine cu apa, cu respirația. Unde este căsuța noastră? Este acolo. Aici este ceva jos. Știu că de pe chestiile astea putem să respirăm. Uai, câte lucruri sunt. Uite și... Opa! Opa, e o lume întreagă! Haideți să plecăm, nu pot să respir deocamdată. Va trebui asta să o facem puțin mai târziu. Ia să-mi pun barca. Să duc de sus. Pune barca, măi. Așa, va trebui să... Opa, 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 opa. Ce s-a întâmplat? Ce se întâmplă? Ah! E chestia asta care ne dă... Sunt asta cu bule care ne dă aer. Opa, 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 opa. Ce se întâmplă? Mi-o scufundat barca. Mi-a scufundat barca, chestia aia. Barca mea! Să-mi iau barca. O atrage cumva, nu știu. Barca mea, băi, de zombălăcă. E ceva acolo jos. Nu putem să explorăm acum, deoarece stăm foarte, foarte rău cu respirația, cu apa, cu bulele de aer, să stăm în pupatul. Pun asta și vom pleca de aici. Vedem ce mai putem să găsim. Voi a spus că e posibil să găsesc corăbii. Eu n-am văzut. Corăbii înghețate. Vom căuta pe aici destul, destul de interesant. Sunt foarte mulți uși polari. Aproape că aș vrea să mă bat cu unul, dar îmi este teamă că... Opa! Îmi este teamă că o să pățesc, deoarece ușii polari se pare că au o grămadă multă viață și, sincer, e posibil să-mi dea ceva sau e posibil să nu dea nimic. Din câte am înțeles eu, mi-ar da numai pește. Văd că deja ne apropiem de alt biom, biomul de mlaștină, ceea ce... Mă bucură că avem un biom așa de aproape. Sunt curios ce o să găsim în biomul de mlaștină, dar eu vreau să explorăm puțin biomul de gheață. Mă duc puțin până în partea aia să vedem despre ce este vorba. Totuși să nu mă pierd, să știm unde este căsuța noastră. E foarte interesant că avem lucruri de desubt sub noi în apă și aș vrea foarte mult să le explorez, dar nu am respirația așa de bună momentan. Mă plimb și eu pe aici să văd ce pot să văd. Aș merge în apă, dar dacă aș avea ceva aproape, tot mlaștină, mlaștină. Și se pare că nu e nimic interesant aici sau nu văd eu. Văd câteva turnulețe. Opa, e ceva acolo. E doar o chestie de gheață. Mă bag pe aici? Poate nu mai pot să mă întorc. Nu părea fi nimic interesant. Să merg în partea stângă. Gheața asta pot să o dărâm, dar destul de greu. Poate dacă n-am mâna goală. Ia să încerc cu picamărul ăsta. Merge mai bine? Tot destul de încet. Bun, nu găsesc nimic în asta de gheață, deși el este mult mai lung, este foarte lung în partea aia.
ar trebui totuși să merg, că până la urmă vrem să explorăm biomul de gheață. Să... Asta cu biomul de mlaștină pare a fi o mlaștinuță mică aici, deci nu pare a fi foarte mare. Totuși, ce putem să găsim aici? Voi ați spus că aș putea să găsești iglu și villager. Până acum nu am văzut nimic, să am grijă să nu se însereze. Ia totuși să merg pe aici. Vedem ce putem să găsim. Vai de mine, dar este cam mare. Începe să fie cam mare. Să nu mă pierd, să mă întorc înapoi. Au niște zombi, cred că sunt apă. Sau mi se par mie. A, uite o corabie, am găsit o corabie. Bun. Bun, am găsit o corabie. Foarte, foarte bine. Îmi voi pune aici, îmi voi parca mașina. Așa. Și va trebui să mergem acolo jos. Văd acolo ceva, în partea aia de acolo. Nu știu ce este. Pe aici mai este ceva? Nu văd. Doar din astea. Bun, haide să mergem să vedem ce găsim în corabie. Vedem ce găsim noi în acea corabie. Sper să găsim comori. Să vedem. Îmi pare o fi jumătate de corabie. Să vedem, să nu stau bine cu aerul. Opa, 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 opa. Nu știu până ce carte să merg. Stau rău cu aerul și nu vreau să o pățesc. Să vedem, e ceva pe aici? Prea văd eu, uite. Luăm tot. Opa, opa, nu mai am aer. Perfect, la limită. Hai să vedem ce am găsit. Deși s-ar putea să mai mergem o dată, că s-ar putea să mai fie un chest în corabie. Să vedem ce am găsit. Am găsit asta. Mai puțin că nu pot să văd așa. Am găsit o hartă în care ne spune unde este o comoară și în afară de asta am mai găsit niște hârtie care ne poate ajuta foarte, foarte mult. Haideți să mai mergem puțin acolo jos în corabie să vedem dacă mai găsim ceva. Ați avut dreptate, nu am crezut că o să găsesc o corabie aici, dar am găsit. Nu mă așteptam la asta. Să mă duc pe aici pe undeva, mai trebuie să mai fie un chest. Să mă duc jos de tot. Mai este pe aici pe undeva? Da, uite aici trebuie să fie. Cred, mă duc, plec, aer. Bun, la limit am fost, haide să-mi pun kelp-ul aici. Și să merg puțin prin față. Mergem puțin prin față deoarece trebuie să găsesc o intrare, dacă în caz de mai este ceva, că nu vreau să pierd. Să vedem. Nu pare a fi, nu pare a mai fi nimic, nu văd eu. Dacă mai este ceva, îmi spuneți, eu nu văd nimic și sincer nu vreau să risc. Să plecăm de aici. Ce să facem? Să mergem după comoară sau să explorăm mai mult? Sincer, nu aș merge deocamdată după comoară, deoarece îmi este frică că este mult prea departe și nu mai știu să mă întorc. Și comoarele astea, cum am văzut și înainte, destul de greu le găsești. Haideți să ne întoarcem în zona unde suntem acasă, dar totuși mă interesează foarte mult și mlaștina asta. Ce anume găsim? Este o mlaștină mică, văd câteva flori diferite, văd liane... Care, nu știu, hai să iau o liană, două, deoarece s-ar putea să mă ajute la ceva, să vedem. Pa. Nu pot să iau. A, se pare că trebuie să facem foarfe ca aceea. Îmi plac și astea de aici, văd că pot stau pe ei. Da. Haide să plecăm, mergem în partea cealaltă. Așa. Să ne apropiem puțin de căsuța noastră, deoarece chiar nu aș vrea să mă pierd. Ce este chestia? Este bambus din acela de apă, sugar cane. Mă bucur totuși că găsesc sugar cane ca să fac cărți, dar în același timp m-aș dori să găsesc un sat. Am nevoie să găsesc un sat de villageri ca să fac schimburi cu ei și chiar să aduc câțiva villageri la noi acasă. E foarte important să nu mă pierd și știu că undeva în partea aia este casa noastră. Opa. Dar vreau totuși să reușim să ajungem și la casă până la sfârșitul episodului, dacă se poate, pentru că ar fi păcat să ne pierdem după ce ne-am chinuit să construim atâta. Să vedem pe unde putem să o luăm, să o luăm pe aici. Vreau să mă apropii puțin de casă și după aceea să mergem în partea cealaltă. Pe unde să o iau. Văd că aici găsim destul de mult somon, ceea ce este bine. Și avem nevoie și de câteva cocobroscuțe ca să ne facem... Opa, iar mlaștină. Nu spune că mă pierd. Nu spune că o să mă pierd. Okay. Nu știu unde este căsuța noastră. Văd acolo multe flori. O grămadă de urși polari. Câteva mlaștine pe aici. Și eu chiar am nevoie să mă întorc acasă. Doar așa ca să știu că nu m-am pierdut și că mă pot întoarce. Aveți voi o idee cum aș putea să nu mă pierd în Minecraft? Pur și simplu să știu. Multe mlaștine aici. Multe mlaștine.
E bine că sunt mlaștine, îmi place și biomul ăsta de mlaștine să-l explorăm. Opa. Văd chestii de sub. Chestiile de foc și un drowner. Bun. Începe să vină noaptea și aș putea să pun pe gheață sau undeva pe aici ca să facem nani, dar să văd unde m-aș putea întoarce acasă. Ursul ăsta cam... Ursii știu să noate, adică dacă aș da în el... Mă întreb dacă aș da în el ce s-ar întâmpla. Văd ciuperci uriașe, ceea ce aș vrea să merg la ele, după cum vedeți, sunt ciuperci uriașe, dar... Vai de mine-s două. Ar trebui totuși să le explorez. Biomul ăsta e foarte fain, nu știu despre ce este vorba, dar totuși vreau să mă întorc acasă. Știu că mă pot întoarce acasă, mă face să mă simt mai bine. Mă învârt așa pe lângă gheață, nu am niciun reper, asta este partea... Hai de mine care îmi dă emoții. Vai de mine ce m-am făcut-o, ce m-am pierdut. Uite casa, uite casa, am văzut casa. Ce isteț am fost, cât de isteț am fost, cât de isteț am fost că... Ce-am găsit casa noastră, cât de isteț am fost pentru... Uite un paianj la casa noastră. Asta e casa noastră, deci nu mergem acum acolo, să vedem harta. Hai să mergem totuși la comoară, deoarece se pare că e destul de aproape. Deci când vreau să găsesc casa, va trebui la un moment dat să-mi fac aici cu multe torțe și multe lucruri ca să găsim casa noastră. Ai, ce fain, ce bine mă simt că am găsit-o. Să mă uit așa puțin pe hartă. Opa, sunt destul de aproape. După cum vedeți, sunt destul de aproape de unde ar trebui să fie comoara. Pe aici, undeva trebuie să fie. Să punem patul. Nani. Nu, uite, vine zombie. Vine zombie și încearcă să mă moare în timp ce fac nani. Ok. Tu nu pățești nimic dacă ești în apă, nu? Deci lângă casa noastră era o comoară. Bun. Ok. Luăm bărcuța. Uite-o cu o broscuță. Trebuie să-i dăm ceva să mănânce când o să avem ce anume să-i dăm. Ok. Încă un explozilă. Un explozilă acolo. Care aș vrea totuși să-l omor de aceste. Că puțin cam aproape de casa noastră. Fugi! Fugi! Sabia. Ok. Destul de bine. Perfect. Din câte văd eu, ar trebui să fie o comoară exact aici. Opa, unde? Să ne punem sub ea. Opa. Aici. Bun. Vom începe să săpăm și vom spera că o să găsim comoara. Motivul pentru care vreau să am comoară, deoarece cine știe ce lucruri ne pot să ne dea. Și cred că data viitoare va trebui să explorăm o mină, deoarece ne trebuie diamante. Și la advancement nu am mai făcut nimic. Cred că putem să facem asta, deoarece acuș o să ne crească. Sau dacă nu punem niște bone meal și o să ne crească grâul. Aici nu am făcut mai nimic. Din cauza că până nu fac trading cu villagerii și până nu găsesc ar și altele, n-am făcut nimic. Și aici îmi trebuie neapărat ori diamante, ori să luăm asta. O, dar ne putem face și armura. Cred că ne putem face armura. Știu că pe aici undeva trebuie să fie comoara. Comorile știu că se găsesc foarte, foarte greu. Depinde și de noroc. Mă bucur totuși că sunt în nisip. Desigur, de sub s-ar putea să găsesc sandstone. Sunt chinui să găsesc comoara. Trebuie neapărat să găsim o comoară. Poate ne dau diferite lucruri. Și data viitoare vom explora o mină. Și vom încerca să facem toate chestiile de la achievement, advancement, cum zic, advancement. Bun. Pare să fie un loc cu care trebuie, așa că voi continua să sap în continuu și cine știe ce vom da, ce vom găsi. Poate vom găsi și vom ajunge la o mină sau poate vom găsi altceva, indiferent, nu contează. Scopul meu este să găsesc comoara și, sincer, să găsesc ceva bun în ea. Poate avem noroc și găsim diamante în ea, poate avem noroc și găsim o armă de pe ferat tridentul. Mi-aș dori foarte mult să găsesc tridentul, deoarece este foarte, foarte rar. Nu știu dacă îl poți găsi în chesturi sau ce m-aș mai bucura dacă... Asta-i tare deja. Ce m-am bucurat eu dacă aș găsi pur și simplu enchanturi. Opa, comoara. Vai, ce fain. Super, să vedem ce găsim în ea. Nu pot să ajung la ea. Ca să ajung la ea, nu pot ca să o deschid. Trebuie să dau și ăsta deasupra. Wow, câte lucruri. Nu știu dacă pot să le iau pe toate. Deci am găsit iron, da. Destul de mult. TNT. Heart of the Sea, aur, pești deja făcuți, pești cruzi, prisma stone și asta. Sunt foarte mulțumit, foarte, foarte mulțumit, îmi iau și asta cu mine și pentru că suntem foarte, foarte aproape, le vom duce acasă. Luăm și nisipul, poate îl mai folosim la ceva, facem aici, săpăm puțin. Mi s-a stricat lopata, de-aia bine că am luat două. Așa, bun,
Deci am făcut eu o groapă, am săpat și nu mergem la noi acasă, destul de aproape. S-a îngrijit să nu mai fie frumos la noi acasă, văd un paianjen, să nu mai este, mi s-a părut. Aud gălăgie, e posibil să fie cineva în mina noastră. Va trebui să ne facem scări, cum a spus și voi, în mină. Și nu e nimeni pe acasă la noi. Bun, să ne punem patul. Să ne punem pătuțul. Unde este pătuțul nostru? Aici. Ne punem pătuțul în mijloc. Da. Așa. Și aici o să-mi pun un chest. Și aici voi pune chestul cu lucruri mai de valoare. Așa, ce lucruri am mai de valoare? Păi, aurul, fierul, îl pun aici. Așa. Și cred că voi lua tot fierul. Și ăsta e de valoare, ăsta e de valoare, ăsta e de valoare, ăsta e de valoare. Penele cred că sunt de valoare. Și atât. Vreau să ne facem un set de armură. Începem cu asta. După aceea începem cu pantalonii. Începem cu asta și ne mai trebuie piciorușe. Astea sunt. Unde sunt piciorușele de fier? Nu le văd. Aici. Perfect, ia să le punem pe noi. Perfect, și am făcut un achievement. Ia să vedem cum arată. După ce ne punem toate astea aici așa. Escape, advancement. Am făcut asta. Acum trebuie să ne facem deflect an arrow with a shield. Acum trebuie să găsim un schelet și să pur și simplu să dăm cu... Să ne ținem scutul și scheletul pur și simplu ne va da un advancement. Asta trebuie să facem. Ice Bucket Challenge. Form a mine of block of obsidian. Trebuie să fac obsidian. Bun! Foarte, foarte mulțumit ce am făcut până acum. Deși chestia asta nu mă trebuie. Treasure map. Am să o țin la noi. Deoarece cine știe la ce o mai putem folosi. O pun totuși aici la lucruri mai de valoare. Și mai avem de valoare aici? Cam nimic. Am să-mi țin bărcile. Vom pune bărcile aici amândouă. Da. Că nu are rost să le țin în altă parte și pur și simplu ocupă foarte mult spațiu. Va trebui să-mi fac la un moment dat un ponton cu toate felurile de bărci. Perfect. Să vedem ce mai ce să mai facem. A început puțin să crească grâu, ceea ce am văzut foarte mult. Și a crescut bambusul. A crescut bambusul. Vai, ce bucuros sunt. Ce bucuros sunt. Sunt foarte, foarte bucuros că a crescut bambus sau trebuie să de zahăr, cum îi ziceți voi. Deoarece ne vom putea face o grămadă de cărți. Ce sunt foarte, foarte bucuros. Chiar nu mă așteptam la să crească atât de repede. Atunci și bambusul pun aici. Dacă mai am bambus. Sugarcane. Îl pun aici deoarece consider că este destul de rar. Cel puțin pentru mine și ne trebuie o grămadă de cărți. Ok. Nisipul. Nu mai am spațiu. Iar rămân fără spațiu. Nisipul. Snowman-ul. Snow shield-ul. Îl las. Asta o las. Asta o las. Asta o las. Asta o las. Avem destulă mâncare. Scări. Trebuie să ne facem scări. Să ne facem scări. Unde sunt scările? Unde este lemnul? Mergem acum să luăm niște lemn. Deoarece data viitoare va trebui să explorăm o mină. Vom merge acum în mină puțin și ne facem câteva pregătiri. Și data viitoare vom explora mina pentru că avem nevoie de diamante. Și va trebui chiar să mă strufoc așa puțin să găsesc diamante. Consider că este foarte important să avem diamante și obsidian. Deci voi lua o găleată de... De fapt, mai trebuie să mai fac o găleată. Vreau să-mi iau o găleată de apă. Ca să, în caz de va trebui să fac obsidian din lavă și să-mi iau și o găleată de goală în care să-mi iau lavă cu mine, deoarece este un advancement aici, hot stuff. Și chiar o vreau. Așa, bun. Acum copacii ăștia trebuie să ne dea un imere, dar cine are răbdare să aștepte? Nu dai aici un copăcel, asta vreau să-l iau. Uite-o, măr. Să mâncăm niște chelp, că ne este fomiță. Bun. Mai e aici un copac, trebuie să-l iau, dar totuși, hai să-l iau. Bun, bun, perfect. Haideți să punem mărul, să ne facem niște scări și să mergem în mină, să explorăm. Și o găleată, desigur, ne mai trebuie o găleată. Ok. Mergem așa, închidem de aici. Luăm fierul și ne facem o găleată. Așa. Perfect, punem fierul la loc. Deci este destul de important. Pune mărul, pune sapling-urile unde apuc. Trebuie să-mi fac aici puțină ordine. Și cam astea sunt lucrurile care le-au cu mine. Desigur, scări. Cum fac scări? Scări. Nu văd scări. Scări. Ah, doar din bețe? Am crezut că se face din altceva. Câte scări să-mi fac? Habar n-am câte scări trebuie.
E destul de abruptă. Cred că ajung. Bun, astea sunt resursele care le au cu mine. Avem tot ce ne trebuie, doar puțină apică să mai luăm și tot o să fie bine. Ia să luăm puțin apică. Acum aici nu știu cum să procedez cu scările. Poate îmi spune și voi, am torțe, am 26 de torțe. Dacă nu, îmi fac bețe. Aud un paianjen undeva. Fiți sub lumină. Asta trebuie să o astup cumva, că nu-mi place. Aici e puțin problematic, dar cred că voi face în felul următor. Voi pune scară și voi săpa. Așa. Voi săpa. Și în timp ce tot sap, mai adaug puțină scară și tot așa, pentru că nu vreau să folosesc apa. Apa o să ne trebuiască în caz de găsim lavă și chiar vreau să găsim lavă. Ne săpăm vreo 3. Că trebuie să înaintăm foarte bine. Eu chiar vreau să înaintez cu jocul ăsta, nu doar să mă plimb. Chiar vreau să fac tot ce se de făcut și cred că mai bine este să fac la advancement și să fac toate chestiile astea, deoarece îmi va zice jocul ce să fac. Mai repede se termină scările. Nu mă așteptam să se termină atât de repede. Ok. Ok. Perfect, perfect. Și acum vă puteți urca fără probleme. Ok. Și de aici pur și simplu mă duc aici sus. Opa, nu e așa ușor. Va trebui să dărâm asta, să facem ceva de genul. Să-mi pun aici pietrele. 1, 2. Și să-mi pun aici scară. Și așa de genul să fac. Opa, nu. Să dărâm și asta. Mai pun aici o scară. Să facem ceva de genul. Da, perfect. Bun, au, mă dur piciorul. Haideți să mergem, să explorăm. Deci data trecută am explorat tot outpaianjeni. Nu știu pe unde sunt. Opa, aici jos n-am fost. Opa, de aici n-am fost data trecută. Am crezut că am fost. Hai să explorăm aici. Imediat după ce îmi voi lua acel cărbune, deoarece arată foarte, foarte, nu știu cum să spun, nu apetisant, dar arată foarte, foarte important. Și am zis că în jocul ăsta, dacă vrem să progresăm, chiar va trebui să luăm tot. Poate am noroc și găsesc diamante aici, habar n-am. Voi a spus că diamantele se află foarte, foarte jos. Ce bine este acum că minăm cu pickaxe-ul de fier. Este mult mai rapid și chiar îmi place mult, mult mai mult. Chiar mă bucură. Să mergem, să luăm. Acum nu știu dacă ar trebui să le iau pe tot, dar pentru mine este destul de important, deoarece chiar vreau să fac tot ce are jocul și, cum să spun, poate ne folosește. După aceea nu vreau să mă întorc în mine doar pentru cărbune sau stai urmă de copaci. Dar în asta aș putea să merg pe apă și așa voi face. Doar că îmi este puțin teamă ce voi afla, ce va fi jos, știți? Lavă! Lavă, am găsit lavă. Perfect. Perfect. Îmi iau o găleată, ia mea. De lavă. Opa. Uite. Ok, hai să facem felul următor. Mă ars puțin. Să mâncăm puțin. Oare pot să iau lava din perete? Ar vrea cumva să iau de unde pornește lava, ca să nu mai cadă. Perfect! Și am și găleata mea de lavă. Perfect! Exact asta îmi doream. Punem lava aici să nu o pierdem. Nu cred că pot să fac cu lava asta obsidian, dar nici nu mă interesează. Ia să dărâm și asta. Bun, apa asta am să o las. Uite, obsidian jos! A, dar nu pot să-l minez decât cu diamant. Bun. Asta o lăsăm ca să ne putem întoarce. Lava asta de aici mă deranjează, așa că am să o opresc. Durează puțin până se oprește. Voi ați spus că undeva pe lângă... Mai e lavă? Nu mai este. Undeva pe lângă lavă ar trebui să fie diamante. Ia să ce se întâmplă aici. De unde cade asta? Așa. Sper să se... Nu știu, să mă întorc, să-mi fac aici o scară. Bun, s-a făcut puțin întuneric, deoarece nu mai este atâta lavă. Am găsit o mină. Mult cărbune. Ce să mai găsim pe aici? Merg așa puțin repejor. Fier. Ok. Și mai e ceva în partea. Cam asta e tot. Haideți să luăm fierul. Deoarece fierul este chiar foarte util și aproape l-am consumat pe tot. Bun. Aici avem puțin fier și puțin cărbune. Mai mult fier și puțin cărbune. Așa, să luăm asta. Și vreau să știu ce este în partea cealaltă. Scopul meu este, dacă se poate, să găsesc diamante. Aș fi foarte, foarte bucuros. Să vedem. Luăm asta. Luăm și câteva cărbune. De fapt, aș vrea să iau tot cărbune, dar e posibil să mă întorc după el. Sunt foarte, foarte nerăbdător ce se află în partea cealaltă a minei. Nu mai știu ce se află. Să vedem. Deci aici este fier. Hai să luăm asta. Hai să punem niște... Stai puțin să nu pun asta.
Să pun cobblestone-ul. Să punem așa. Să nu cad. Bun. Haideți să luăm redstone-ul, deoarece redstone-ul poate fi foarte util. Avem câteva probleme să facem cu el. Și să vedem unde n-a fost. Diamante! 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 Am găsit diamante! Nu vine să cred că am găsit diamante! Am găsit deja diamante! Cât de norocoși suntem, oameni buni! Cât de norocoși suntem! Vai de cap! M-am găsit diamante! Am găsit diamante! Am găsit diamante! Vai ce bucuros sunt! Să avem grijă să nu scăpăm diamantele în apă. Sper să fie destul de multe ca să ne putem face un pickaxe! Hai că mai bine să fac asta așa de aici. Așa. Așa. Și aici la fel. Va trebui să drăm asta. Deoarece în caz de sunt diamante de desubt, nu vreau să le pierd. Ia să vedem. 3. Mai sunt mai multe diamante. Sunt multe diamante! Sunt multe diamante! Vai câte diamante găsim! Incredibil! Ce bine progresăm în joc! Ia uitați-vă! Avem deja câte diamante? Avem deja 8 diamante! Pe cu 8 diamante ne putem face... Vai de bine, putem să luăm și obsidian! Sincer să fiu, la advancement am găsit diamante și acum trebuie să ne facem enchant table și armură de diamante. Mamă ce tare suntem! Încă n-am găsit chestia asta, flintul, și ca să găsim flintul, cred că trebuie să minăm în niște nisip ciudat, nu știu cum se cheamă asta, andezit sau care se cheamă. Mamă ce noroc pe noi! Băi, eu cred că va trebui să mai explorăm mina asta, dar bine că mi-am luat ce isteț am fost, că mi-am luat, uitați ce am făcut. Așa. Ia uite și tu. Și facem aici așa. Și bețișoare. Și avem pickaxe-ul de diamant. Nu vine să crezi, așa bucuros. Ia să vedem dacă putem să minăm. Să vedem dacă putem să minăm. Să nu fie de sub fier. Haide, haide că vreau să fac un achievement. Mamă, dar ăsta chiar se ia destul de greu. Ăsta chiar este o piatră foarte, foarte tare. Am luat-o. Am luat-o și am făcut advancement. Vai de capul meu! Și acum să luăm Ice Spider Follow în End... Ice Spider Follow în Eye of Ender. Vai de mine ce bucuros sunt! Se pare că am descurcat foarte mult, deci pur și simplu la 2 minute de când am intrat în mina și găsit diamante. Nu mai este nimic pe aici, nu mai este, dar am să mai caut pe lângă. Cât trebuie minează asta? Asta minează mult mai repede decât celălalt. Nu uiți să apăsați butonul de cocola, scrieți în comentarii ce să facem data viitoare. V-am explorat mina, dar dacă doriți să facem și altceva și ne vedem curând. Pa!